Conform unei informări venite din partea reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Suceava, săptămâna trecută numărul total al persoanelor care au necesitat asistență medicală a ajuns la 2249, mai mare decât cu o săptămână înainte. În ultimele 7 zile, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 1879 de cazuri de îmbolnăviri prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, numărul fiind în creștere dacă facem o comparație cu cele 1769 de cazuri din săptămâna precedentă. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani, respectiv 544, după care au urmat copiii de 2 până la 4 ani, 383 de cazuri, persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, 369 de cazuri. Dintre toate aceste cazuri, 31 de pacienți au necesitat internare într-o unitate spitalicească, crescând astfel și numărul celor care au necesitat spitalizare față de săptămâna precedentă, când au fost 27 de pacienți internați. Tot în cursul săptămânii trecute s-au mai înregistrat 370 de cazuri de pneumonii, numărul acestora fiind mult mai mare decât cele înregistrate în săptămâna precedentă, când aproximativ 200 de suceveni au necesitat asistență medicală pentru acest tip de afecțiune. Cele mai multe îmbolnăviri de pneumonie au fost la grupa de vârstă 15-49 de ani, 83 de cazuri, urmată de grupa de vârstă 5-14 ani cu 72 de îmbolnăviri. Cele mai puține cazuri de pneumonie au fost la nou-născuți, și anume 33. Dintre pacienții afectați de pneumonie, 89 au necesitat internare într-o unitate spitalicioască. În cursul săptămânii trecute, la nivelul județului Suceava, nu au fost diagnosticate persoane cu afecțiuni compatibile cu gripa, însă s-au înregistrat 3 decese cauzate de hipotermie.